și mai mult de Dumnezeu cu mine. Mai ales când el a dat flasul la cină și eu m-am ținut niciodată. Până când a dat mame toți banii, nu m-am urcat la cele spate de bani. Mă simțeam pe scenă, la mine acasă, am zătit de pe mine, am lăsat, am zătit câteva indicații, inclusiv pe mama, când am marșul meu scoțial. Și când am repetat pe exemplu în marșul meu scoțial, am uitat că poate proșeniza vocea mama, așa că se frasese ea la cărată. Și am surprins efectul de până la zâta supraia. Au urmat rețele și o bație și o rețele și o bație și o bație. Iar când mama a venit pe pămâne să mă scoate și o rețele 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 și o rețele. Seara aceea, el se arată pe bucurul meu pe scenă și sfârșitul ca nimeni n-a vedere. Cred că asta este un ajutețele de pază care continuă viața unui artist. Turistul de a folosit un citat prea folosit. Nu era singur, în cine, într-adevăr, nu mai era cu lucrurile noi, trebuie să falando, nu se poate care au practicat tragic și cred că avem șansa să trăim o viață în istoria unui extrem de rar pe cum este interesată un artist, o comunitate de text la urmă. Și, ca o paranteză, avem un lucru mai mult, o simplă și bine de fapt, și realmente o radiografie. Pe care e proșe de fratilele memorale, și dacă sunt care de fapt și mai bine de oameni, care sunt păcate, are cel mai bun prieten de tapolografi, poate în acest lucru, prieten de oameni de oameni, și în partea de oameni, tot ce am venit vrut să susțin ori să vreau. Doamnelor și domnilor, lansările de Humanitas sâmbătă în prime time curg din jumătate în jumătate de oră. Mă grăbesc să deschid întâlnirea de acum. Mircea Cărtărescu, Ioana Popolescu, Cosmin Ciotru și Solenoid în haine de gală după lansarea din noiembrie, o ediție de colecție, și Levantul, o ediție adnotată de Cosmin Ciotru și cu o întâmpinare dinspre Mircea Cărtărescu, întâmpinare din care îi aflăm cumva povestea și lucruri surprinzătoare poate. La întâlnirea pe care am avut-o la librăria Humanitas de la Cișmigiu, chiar în urmă cu o săptămână, când îl aniversam de asemenea pe Mircea Cărtărescu, s-a vorbit despre amintirile lui Procmăniceanu, s-a vorbit inevitabil despre cenaclu, cenaclul de luni, care e cenaclul lunii în Solenoid, cenaclul de marți, cenaclul junina al lui Procmăniceanu. Și aleg să deschid întâlnirea noastră prin lectura câtorva pasaje din aceste amintiri deghizate a lui Crocmăniceanu și cum propun să fie o întâlnire de cenaclu, îmi dau voie să stau jos. Nu vezi cu aceasta, că e tot de aici. Ce dorim noi doi la această pagină? S-a auzit printre studenți că la Junina Cărtărescu citește ceva grozav. Numărul celor atrași de ecoul istorisirii creștea pe măsură ce autorul înainta în lectură. Exista un motiv în plus de excitarea curiozității. Inspiratoarea nuvelei și prototipul eroinei se afla de față în asistență. Când Cărtărescu a ajuns la ultimul episod, nu mai erau scaune în sală și fuseseră aduse toate câte au mai fost găsite prin alte încăperi. Mulți studenți ședeau pe jos. Cred că se întâmplă la fel și acum am văzut despre capătul sălii. Ședințele cenacului aveau loc săptămânal, marți seara, la ora 18 și sfârșeau numai când femeia de serviciu, dornică să se ducă și ea acasă, curma net discuțiile, stingând lumina. Într-o după-amiază, cenacliștilor le s-a cerut să prezinte legitimația de student la intrare. Tinerii erau și ei tot mai colțoși. Le sticleau ochii de plăcere și se priveau cu înțeles când Cărtărescu îi atribuia lui Che Guevara sentința. Pantofarul musai pantofi să facă, iar revoluționerul revoluții. S-au declamat. Sus nație robită, femeie lăcrămoasă, morminții se deschid și ies fantome nobili din umbra fumegoasă ce secolii desfid. Sus, sus cătați la dafin și la neat în mare
și ca cumpiți pardoși mâncați în colții apriți și zgâriați în iare tiranii strofuloși. Eram la sfârșitul anilor 80 și voi trece microfonul înspre Ioana Pârgulescu cu o frază a ei din cuvântul însoțitor la aceste amintiri deghizate, rămânând în amintirea cenacului de marți. Unul dintre cele mai puternice hohote s-a auzit la cenacul de marți, când Mircea Cărtărescu a citit cu năduf real pagina despre censorul lui Vodă și briceagul său cu care rade ce nu-i convine din Levantul. Trimiterea era, evident, la cenzorii comuniști, care se amestecau în orice pagină dusă la tipar. Contaminat de chiotele noastre nestăpânite, autorul s-a înnecat și el de râs și n-a putut să citească textul până la capăt decât după o întrerupere. Iar glumele continuau și în pauză, când se comenta totul deschis, și adesea aceste pauze erau de fapt câștigul principal al serii. După pauză urmau discuțiile, iar aici am învățat atâtea lucruri despre scris, despre cum să nu plictisești și despre citit, încât pot să le folosesc până în ziua de azi. Ioana? Acum să vedem dacă chiar așa e sau nu e așa. Mă bucur să văd atâta lumea adunată în jurul Levantului lui Mircea Cărtărescu. Arghezi spunea că un scriitor debutează la fiecare pagină nouă scrisă. Noi nu avem aici numai un debutant, Cosmin Ciotloș, îl avem debutant și pe Mircea Cărtărescu, nu pentru că ar fi scris din nou acest Levant, ci pentru că eu cred că un scriitor debutează cu fiecare nouă ediție a cărților sale, cu fiecare nouă generație de cititori. Este limpede că Levantul se confruntă acum cu o nouă generație de cititori, care citesc în mod firește personal această carte și, deci, își vor da judecata de valoare. Dacă ar fi să vorbesc în limbajul personajelor de aici, pot să spun că este un cap de operă plin de profumuri care te îmbată. Efectiv, este o carte pe care eu de câte ori o citesc și pot să spun că nu mă plictisesc ori de câte ori aș citi-o. Sunt absolut captivată, cucerită, o carte nemaipomenită. Totuși, acum nu despre Levantul în sine aș vrea să vorbesc, pentru că să vorbim mult despre el, ci despre această ediție din Levantul. Ediția e o datorăm lui Cosmin Ciocloș și aș vrea să vă spun două vorbe despre Cosmin Ciocloș. Mi-a fost student la facultate, el începuse o altă facultate informatică, automatică și nu știu ce, și în anul 2 și-a dat seama că nu este chemarea lui reală, drept care a venit la litere. Cred că n-am avut, tu l-ai avut și tu, Mircea, la litere pe Cosmin, student, eu l-am avut student. Cred că n-am avut student atât de pasionat de literatură cum a fost Cosmin Ciocloș. Îi păstrez și acum unele lucrări pe care le-a dat la sfârșitul cursului meu. Păstrez lucrările studenților celor mai buni. Sunt impecabile, lăsând la o parte care și un scris foarte frumos. Și apoi, acum este asistent la Facultatea de Litere, unde predă cu aceeași pasiune. Această ediție conține un, să-i spunem, aparat critic care clasicizează orice mare scriitor. Mircea Cărtărescu, nu observați probabil, are un tricou pe care scrie James Joyce. E imaginea lui, dar și scrie James Joyce.
Joyce însuși în Ulise are comentarii în care ți se explică, de fapt, pas cu pas, unde este trimiterea din, din roman. Exact la fel se clasicizează Mircea Cărtărescu prin acest aparat critic. O să vă vorbesc imediat despre el, deocamdată despre utilitatea lui. Mi se pare extraordinar de util în condițiile în care Levantul sintetizează, este o sinteză a literaturii române, cum, regret că mă citez, am zis eu, este scris în limba literaturii române, nu în limba română. Deci este o limba aparte a acestei epopei, este limba literaturii române. O limbă în care cuvintele îți amintesc fiecare de câte o, de câte o operă literară, de câte o poezie, de câte o proză, de câte o greșeală chiar din, din limbajul scriitorilor noștri. Și aceste cuvinte, sigur că au nevoie de o explicație, mai ales în condițiile în care nu toată lumea frecventează pe toți autorii aceștia uitați, pe aceia din Epigonii, dacă vreți, pe care îi pomenește și Eminescu din Epigonii, de altfel motoul Levantului este din Epigonii, și nu au cum să, să știe, de fapt, de unde vin aceste lucruri. Prin comentariu, sigur că epopeea propriu-zisă nu câștigă sau nu pierde nimic. Ea rămâne în sine ceea ce este. Dar cititorul câștigă enorm. Cititorul câștigă reamintirea sau fundalul, dacă vreți să creează așa un fundal, pe care toată literatura română defilează. Cum a făcut Cosmin Cioloș aceste, aceste note? Mai întâi, ediția este făcută splendid, notele sunt trecute la fiecare vers care necesită note, iar la sfârșit sunt date toate notele cu explicațiile respective. Dacă aș citi comentariile lui Petru Creția la Eminescu, trebuie să spun că cred că de acolo și-a luat modelul Cosmin Cioloș, nu știu, voluntar sau nu, pentru că el nu are nimic academic, nu are nimic care să te plictisească. În general, notele sunt sărite de oameni, adaugă ceva obositor. Orhan Pamuk spunea că el n-a pus decât o singură notă de subsol la viața lui și aia numai ca să-i facă plăcere tatălui său, care era un academic. Ei bine, notele lui Cosmin Cioloș nu au nimic de acest fel. Sunt calde, sunt prietenoase. Se pot citi absolut separat, pentru că, încă o dată, ele deschid nenumărate uși în, care duc spre o încăpere unde se află ceva din literatura română. Sunt o bucurie aceste note, scrise cu căldură, scrise cu o competență desăvârșită. Cosmin este un om harnic care nu scrie numai să afle în treabă, citește mult înainte să, să scrie un rând, dar sunt scrise și cu mâna de scriitor, sunt scrise cu curc firesc, nu, nu te înneci în ele. Am să vă dau numai câteva exemple. Mai este și un, un glosar la, la această ediție și, bineînțeles, posfața, prefața îi aparține lui Mircea Cărtărescu și posfața lui Cosmin Cioloș. Nota de la pagina 84. Am să o citesc. La un moment dat apare în epopee cuvântul momentan, da? Ca să vedeți ce tip de note. Deci sunt note de toate felurile, dar vă dau un exemplu. Și Cosmin spune așa: folosirea improprie a termenului momentan, cu sensul de imediat,
e cu totul caragialescă. Un singur exemplu din dale carnavalului. Ba da, pârlește năică, arde bibicule, momentan tot și mai ales ochii. Urmează încă o notă. Din nou Caragiale, prin vocea gazetărească a lui Rica Venturiano. Democrațiunea romană, sau mai bine zis, ținta democrațiunii romane, este de a persuada pe cetățeni că nimeni nu trebuie a manca de la datoriile și așa mai departe. Dar avem și note mai simple, de tipul trimitere directă la cunoscutul episod din Divina Comedie. Rămăsesem pe comediile lui Caragiale. Uneori Cosmin spune posibilă trimitere, deci nu înseamnă că, și n-aș vrea să înțelegeți de aici că Mircea Cărtărescu s-a gândit să imite ceva, să ia de la cineva ceva. Toate aceste voci există în mintea lui și ele au curs firesc, fără, poate că autorul nici n-a fost conștient în clipa aceea că se gândește la putare autor. Deci aparatul critic te ajută încă o dată să găsești alte drumuri care se deschid, sunt de fapt deschiderile care ies din această epopee. Deci merg înspre exterior la fel de mult ca și înspre interior. În fond adâncesc nivelul de literatură pe centimetru pătrat, dacă vreți. Cu asta îi las și pe ceilalți. Îi dau cuvântul, Lidia? Mai întâi iau lui Cosmin. Atunci o să sar peste orice alte lucruri ar mai fi trebuit spuse, oricum nu-mi place să lungesc și oricum sunt atât de emoționat încât mă tem să nu mă bâlbui sau să nu lansez cine știe ce perle. Doamna profesoară Ioana Curvulescu a vorbit adineori despre vremea studenției mele când, trebuie să o spun public, m-a scos ca pe un, așa cum baronul din Münchhausen este scos, se scoate cumva singur din apă sau nu mai știu, din groapă. M-a scos din colegii mei de facultate și m-a adus la România Literară, unde m-a transformat prin exercițiu constant în cronicarul antitral revistei. A fost o, vă dați seama, un cadou incomparabil, cel pe care mi l-a făcut, cu atât mai mult cu cât gestul acesta de generozitate nu a fost lipsit de exigență. A știut întotdeauna să îmi tempereze elanurile juvenile care erau har Domnului și care sper că au dispărut cu totul între timp. Prin urmare, spuneam că a fost un cadou neprețuit, a fost o responsabilitate uriașă și m-a făcut din momentul acela, nu știu dacă mi-a trecut până azi, m-a făcut temător în privința unui lucru. Să nu cumva să cad în marota aceea superficialității cronicărești. E atunci când scrii foarte multă vreme despre actualitatea literară, riscul cel mare e acela de a avea condei ușor și lecturi precare. Așa încât în planul paralel al studiului meu am încercat să reiau istoria literaturii române și tot ce îmi cădea în mână cu o uriașă seriozitate, ferindu-mă însă de stilul acela de jargon academic, care cred că nu place niciunuia dintre noi. Cât privește ediția aceasta, din nou îi sunt profund îndatorat doamnei profesoare, nu numai pentru că ideea a plecat de la dumneaei, chiar în anul al patrulea când mă pregăteam să
Vă spun și unde. În dreptul Muzeului Național de Artă, în dreptul Palatului, pe Calea Victoriei. Voiam să-mi fac lucrarea de licență despre Levantul și într-unul din paragrafele proiectului inițial strecurasem o înțepătură la adresa criticilor care au scris despre Levantul, fiind cumva nemulțumit că niciunul dintre ei nu a arătat mai mult de o gamă finită și de obicei foarte scurtă de trimiteri posibile. Și atunci, doamna profesoară, n-au făcut-o ei, fă-o tu. Asta se întâmpla prin luna noiembrie. Din noiembrie până în iunie 2008 am reparcurs tot ce credeam că trebuie parcurs. Mi-am reconvocat toate notele pe care le aveam din lecturile precedente și de atunci, în etape succesive, textul s-a îmbogățit, a crescut, a scăzut, apoi renunțând eu la unele dintre trimiterile care erau fanteziste în multe cazuri. Iar în ce privește strict cartea aceasta, din nou, dacă n-ar fi fost doamna profesoară, ar fi rămas undeva în sertarul calculatorului. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au pus umărul în mai mare măsură decât mine, vă rog să mă credeți. Vreau să mulțumesc editorii Humanitas, lui Mircea Cărtărescu, care a acceptat gestul acesta de parazitism până la urmă. E viciul numărul unu al criticii literare și deloc în ultimul rând domnului Radu Gârmacea, care a fost pentru mine un fel de frate mai mare în lunile din urmă și care a știut să pună barajele pe toate aluviunile și revărsările mele textuale. Vă mulțumesc încă o dată. Stimați prieteni, orele sunt înaintate și sunt chestiuni arzătoare la ordinea zilei, așa încât am să fiu și eu scurt, cum spunea de asemenea cineva în Caragiale. N-am să mai vorbesc despre conținutul acestor cărți, pentru că am vorbit de foarte multe ori, cred că numai la Solenoid am făcut, dacă n-am făcut 12-13 lansări, n-am făcut niciuna. Așa că nu o să vă mai plictisesc cu încă una. Dar vreau să spun că avem în față, datorită editurii Humanitas, două cărți splendide. Două cărți care arată într-un mod în care e greu să te gândești la o carte mai frumoasă. Sunt cărți pe care eu le-aș cumpăra fără să știu nimic despre autor, fără să știu nimic despre ce este în ele, le-aș cumpăra numai ca pe niște obiecte frumoase, ca pe niște obiecte delicate, făcute, cum să spun, finisate până la ultimul detaliu. Atât în ceea ce privește felul în care cartea este tipărită, deci ca software, ca text tipărit cu cea mai mare grijă și cea mai mare delicatețe, cu litera bine aleasă, cu textul destul de erisit ca să poată fi citit în condiții optime și, în al doilea rând, cu veșmântul acesta grafic, care este de asemenea și din comun la ambele cărți. În cazul Levantului, un procedeu extrem de simplu, și anume întoarcerea în negativ a coperții originalului, dă un rezultat neașteptat de pregnant. Neașteptat de pregnant. Faptul că predomină cafeniul acesta întunecat, că tot ceea ce era în scris cu litere negre apare acum cu alb și așa mai departe, toate acestea fac ca această carte să fie oarecum iconică, aș spune, să îți rămână în memorie. Mi se pare o bijuterie, mi se pare un lucru deosebit de frumos. De asemenea, vă atrag atenția cât de bine arată solenoidul acesta nou, în comparație cu primul, care era, cum să spun, o versiune săracă, între ghilimele, cum se zice, despre cărți, și anume o versiune făcută foarte repede, absolut decentă, dar numai atât. Aceasta este cartea care trebuia să fie, de fapt. Aceasta este abia cartea care trebuia să fie. Este revizuită înăuntru și reconstruită, aș spune eu, restaurată pe din afară.
De data aceasta, și nu numai de data aceasta, de foarte multe ori înainte, responsabila secției grafice, responsabila cu coperțile, Angela Rotaru, a editurii, s-a depășit pe sine, cum am mai spus-o, a făcut o copertă absolut minunată, care, într-un fel, nu doar că este frumoasă grafic, dar și spune ceva despre carte. Este o copertă care consună, într-un fel, cu sensul cărții pe care am scris-o. Și anume, dacă veți scoate coperta exterioară, veți vedea că ea, că, de fapt, coperta adevărată este o hartă, este îmbrăcată într-o hartă. Această hartă nu este aleasă la întâmplare, este harta zonei în care se află ipotetica și acea ciudată casă în formă de vapor despre care este vorba în carte. Undeva acolo, în regiunea Lacutei, doamna Ghica, Ghica Tei și așa mai departe, acolo, de fapt, se află casa personajului din cartea aceasta. Iar decupajele acelea care scot la suprafață cuvântul solenoid, pus pe două rânduri, de asemenea au o legătură cu sensul cărții, care este de fapt un palimpsest, este o carte dublă, cu un text care ar trebui răzuit ca să se ajungă la adevăratul text și la adevărata semnificație. Deci este o copertă simbolică, o copertă foarte, foarte adecvată acestei cărți. Eu vreau să mulțumesc în final celor care au vorbit, adică Lidiei Bodea, ca întotdeauna îi mulțumesc pentru absolut tot, este cea care mi-a citit și mi-a îngrijit toate cărțile de când a venit la editura Humanitas. Vreau să îi mulțumesc Ioanei Curbulescu pentru că, într-adevăr, la nenumărate cărți ale mele a vorbit și a scris cu inima largă pe care o cunoaștem cu toții și cu această pânire a limbajului care este propriu. De asemenea, îi mulțumesc lui Cosmin pentru felul în care am colaborat la această carte. Cosmin este și asistentul meu la facultate și, din acest punct de vedere, îl știu foarte bine. Am încredere în el, mă bazez pe el, cum se zice, în toate împrejurările și nu m-a lăsat baltă niciodată, nici la facultate, în treburile noastre de bucătărie, de corectări și de note și așa mai departe, și nici în această contribuție substanțială la Levantul. Mulțumesc în final editurii Humanitas, ca întotdeauna, pentru tot ceea ce a făcut pentru mine de-a lungul anilor, de 20 de ani încoace. Eu n-aș fi fost eu fără editura Humanitas. Mulțumesc mult!